Salmul 34. De la frica de oameni la încredere în Dumnezeu. De ce așa de mulți oameni vor să memoreze tocmai psalmul 34? M-a întrebat fata mea când auzi că sunt tineri în biserica noastră care vor să memoreze acest psalm. Sau că bunicii ei fac același lucru. Sau că în perioada în care o viziteam pe o soră în vârstă din biserica noastră, puteam să-i citim orice din Biblie, dar totdeauna trebuia să-i citim psalmul meu. Așa numea ea psalmul 34. Și primul meu răspuns a fost, citește-l și o să descoperi singură. De ce așa mulți oameni vor să învețe acest psalm? Psalmul 34 e o rugăciune e superbă. Și din câte văd, oameni de toate vârstele sunt atrași de cuvintele ei. Chipul lui Dumnezeu care este descris în acest psalm e atrăgător. Pentru că Dumnezeu e aproape de ai săi, Foarte aproape de ai săi. Dumnezeu pare că e tangibil prin cuvintele psalmului. Și apropierea lui ne atrage. Dar nu faptul că ne-ar promite în vreun fel că o să ne scape în mod miraculos din necazurile noastre, că o să ne ofere o cale de evadare sau imunitate la necazuri, ci pentru că El însuși o să fie alături de noi, în mijlocul necazurilor, că El nu-i părăsește pe ai săi. Chemarea de a lăuda pe Dumnezeu, pe care David o face, hotărârea pe care El o ia, și pe care îi cheamă pe toți cei care citesc cuvintele să-i alăture în această închinare înaintea lui Dumnezeu. E încântătoare și pare că trecerea timpului nu a știrbit în niciun fel prospețimea, pare la fel de proaspătă. Avertizmentele care sunt incluse în acest psalm ne arată că să ne întoarcem spatele lui Dumnezeu, să ne trăim viața fără El, înseamnă nebunie. Înseamnă să ne condamnăm singuri la autodistrugere din toate punctele de vedere, acest psalm pare o operă de artă. Până și forma literară. Fiecare vers în textul ebraic începe cu o literă alfabetului. Noi am zice că parcurge aproape tot alfabetul de la A la Z, un acrostih incomplet. Singurul lucru care pare să îi umbrească cumva frumusețea e contextul în care a fost scris compus pe vremea când David s-a prefăcut a fi nebun înaintea lui Abimelec. Și a plecat alungat de acesta. Și această informație ne ridică mai multe întrebări. Dacă citim doar atât. Cum a ajuns alesul Domnului să facă pe nebunul în fața dușmanilor săi? Ce căuta David în cetatea lui Goliat, filisteanul? De ce a îngăduit Dumnezeu ca alesul lui, viitorul rege, să fie umilit și, alungat de acolo? Oare, în perioada dintre cei doi psalmi, primul psalm cu context istoric dat, în care David a spus, Domnul este locul meu de scăpare. Și până la aceste evenimente, el și-a pierdut încrederea în Dumnezeu? Nu mai era Dumnezeu locul lui de scăpare? David a fugit multă vreme de Saul și pe această hartă vedeți toate drumurile pe care el le-a făcut. A fugit în toate direcțiile, și în țară și în afara țării, în toate părțile. Sunt o grămadă de locuri în care s-a oprit, în care a trăit, o mulțime de oameni la care a alergat de teama lui Saul. Dacă îmi face un zoom pe această hartă, vedem primele lui drumuri. Mai întâi s-a dus la Rama, la profetul Samuel, dar n-a rămas mult acolo. De aici s-a dus la Nob, în cetatea preoțească. Probabil acolo a fost dus cortul întâlnirii. Aflăm că strănepotul lui Eli a ajuns preot, probabil mare preot în Israel, dar nu stă nici acolo mult. Și de acolo fuge tocmai la Filistene, La filisteeni, în cetatea lui Goliat, Aureașului Goliat Și asta îi... Înseamnă o alegere Ciudată, după o alegere ciudată Când este la Nob Discuția pe care o poartă cu preotul E descurajatoare Îl minte în mod repetat pe preotul Domnului În mod repetat îl minte Și fuge la filisteni, Probabil aștepta să primească Azil politic sau să caute aliați, să găsească aliați. Dar alegerea pe care le face pregătește drumul pentru masacrarea cetății Nob. Planurile nu iasă, ne spune cartea 1 Samuel. Nu se întâmplă așa cum s-ar fi așteptat. David s-a ridicat, a fugit de Saul în acea zi și a venit la Achish, regele legatului. Slujitorii lui Achish i-au zis acestuia, nu este acesta David, regele țării? Nu despre el când cântau în timpul dansurilor zicând sau l-au ucis miile lui, iar David zecile lui de mii. David s-a gândit în inima lui la aceste cuvinte și s-a temut foarte tare de Achish, regele gatului. Și înaintea ochilor lor și-a schimbat comportamentul, făcând pe nebunul în mâinile lor. Făcea semne pe porțile ușii, pe ușile porții și lăsa să-i curgă saliva pe barbă. Atunci Achie și le-a zis slujitorilor săi, iată, vedeți bine că omul este nebun. Pentru ce mi l-ați adus? Oare duc eu lipsă de nebun, de l-ați adus pe acesta să facă nebunii înaintea mea? Să intre oare acesta în casa mea? Din nou, câte cu femeilor îi creează probleme lui David. De data asta între filisteni. Între filisteni el lângă avea reputația de erou al, al evreilor. Se pare că serviciile lor de informații n-au procesat așa de repede informația. N-au auzit că între timp generele regelui a devenit dușmanul regelui. Și el consideră în continuare un pericol pentru ei și îl iau prizonier. În aceeași perioadă, David scrie și psalmul 56. Și cândva, în momentul în care a fost ținut prizonier sau când aștepta să primească verdictul din partea lui Acheș, nu știm, dar s-a întors spre Dumnezeu. A strigat către el în rugăciune. În Psalmul 56 spune Tu numeri zilele peregrinării mele, adună-mi lacrimile în burduful tău. Adună-mi lacrimile în burduful tău. Să nu fie ele oare în cartea ta? Doar mai târziu, Probabil peste câțiva ani de zile, David își câștigă și în afara țării reputația de dușman al lui Saul. Și atunci, cu brațele deschise, este primit în aceeași cetate, în Gat, de regele de acolo. Pentru că atunci este înconjurat de șase de soldați, primește și o cetate în care să locuiască împreună cu ei și cu familiile lor și consideră, este considerat un aliat de încredere al filistenilor. Achish avea încredere în David și zicea, sigur s-a făcut urât în poporul său Israel și va fi slujitor pentru totdeauna. Pentru totdeauna, dar deocamdată, în acest moment, David se comportă ca un bufon și e tratat ca un bufon de către filisteni. E umilit și alungat de acolo. Și nu mai Dumnezeu nu îl abandonează pe David, doar Dumnezeu îl păstrează în mâna Sa. Și dacă ne-am fi așteptat să întâlnim din nou curajul lui David, suntem descurajați. Pentru că întâlnim frica și disperarea lui. Unde este curajul tânărului care la prima luptă din viața lui, înainte să fie incorporat, de bună voie se duce și luptă cu cel mai înfricoșător filistian, cu Goliat? David ajunge înaintea lui Goliat când avea inima curată. Dumnezeu s-a uitat în inima lui și i-a plăcut ce a văzut. Dar acum David ajunge în gad. După ce l-a mințit în mod repetat pe preotul Domnului din Nob. Și inima lui nu mai era plină de Dumnezeu. A fost umplută de minciună, de teamă de oameni. Și așa ajunge înaintea regelui din Gat. Și felul ăsta, parte din întrebările noastre primez răspuns. Ce căuta David în gat? O crotire. Siguranță. Și-a pus încrederea în oameni. Că o să-l păzească de Saul. Cel puțin că o să primească azil politic. Sau că o să găsească aliați. Dar încrederea în oameni l-a dezamăgit. L-a dezamăgit și l-a umilit. Și și-a dat seama că a fugit, de fapt, a dezertat din locul lui de scăpare, adică s-a îndepărtat de Dumnezeu. De ce a îngăduit Dumnezeu ca alesul lui să fie umilit de dușmani? Ca David să-și suporte consecințele alegerilor lui, minciunilor lui, africii de oameni. Să se întoarcă la Dumnezeul pe care l-a declarat locul meu de scăpare. Dumnezeu care este îndurător, cu mine. În cuvintele lui Isus, David trebuia să înțeleagă că Dumnezeu este vița și noi suntem mlădițele. Și dacă rămânem în el, doar atunci aducem rod. Că despărțiți de Dumnezeu nu putem face nimic, nimic. Ideea principală pe care aș vrea să o comunic astăzi este că teama de Domnul este calea de la frica de oameni la încredere în Dumnezeu. Teama de Domnul este calea spre încredere în Dumnezeu. Și vom încerca să parcurgem acest psalm încercând să vedem cum, cum ajungem de la frică de oameni la încredere în Dumnezeu. Cum parcurgem acest drum? Sunt pași pe care am putea face? David ne arată că primul pas este să ne recunoaștem frica, să ne recunoaștem frica de oameni. Și consecințele ei, ce am făcut din frică de oameni. Și el face acest lucru prin faptul că menționează contextul istoric. Când a scris el această superbă rugăciune? Și el face acest lucru ca să ne încurajeze pe noi. Să-și aducă aminte lui însuși ce hotărâre a luat, ce a învățat în acele momente. Îl voi lăuda pe Domnul, în orice vreme, spune el. Asta e hotărârea mea. Asta am învățat că trebuie să fac. Și o hotărâre puternică pentru David. Lauda lui va fi întotdeauna în gura mea. Și contextul istoric ne ajută să înțelegem de ce a fost atât de fermă hotărârea lui David. Pentru că Dumnezeu l-a izbăvit, deși n-a meritat deloc. Dumnezeu nu l-a abandonat. L-a mințit pe preotul Domnului, dar Dumnezeu nu l-a strivit imediat după aceea. Am mițit în mod repetat și Dumnezeu nu l-a pedepsit. Și în primul rând, David își aduce aminte lui însuși ce a învățat, ce a hotărât, ce trebuie să facă de atunci încolo. Și apoi cheamă și pe ceilalți care cite psalmul, ne cheamă pe noi să învățăm din experiența lui. Că dacă suntem cuprinși de teamă, că dacă ne e frică, să nu apelăm la minciună, să nu apelăm la înșelătorie ca să scăpăm și să ne vedem de viața noastră. Să nu alegem să facem lucruri ridicole, nu numai ca să ne păstrăm viața josnice și iraționale, ci să continuăm să ne încredem în Dumnezeu. Să credem că Dumnezeu întotdeauna, întotdeauna onorează ascultarea de El. Când David spune, îl voi lăuda pe Domnul în orice vreme. El nu o să spună că o să cânte și în somn, că nu o să se oprească din cântat. Ci mai degrabă el spune că a luat o hotărâre care vrea să o păstreze, să rămână în picioare și în vremuri bune și în vremuri rele. și în vale și pe munte. Și David alege să se întoarcă la ocrotitorul lui, pentru că ultimele experiențe l-au convins. Că fără Dumnezeu nu este odihnă. Fără Dumnezeu nu este siguranță. Păcatul nu aduce odihnă, nu aduce siguranță. Cum ajungem de la, frică, de la frică de oameni la încredere în Dumnezeu? În primul rând, ne recunoaștem frica. Ne recunoaștem consecințele. Unde ne-a dus frica noastră? Ce alegere am făcut, fiind ne teamă? Și apoi alegem să-l lăudăm pe Dumnezeu. Ne întoarcem spre El cu toată privirea, cu toată inima și alegem să-l lăudăm pe Dumnezeu. Fuga, învățăm din experiența lui David și din experiența noastră, înseamnă să abandonăm lupta cu frica. Să alergăm la Dumnezeu înseamnă să luptăm cu frica noastră. Să nu-i permitem să ne invadeze inima, să o controleze, să o stăpânească, să o ducem înaintea lui Dumnezeu, să o ducem sub puterea lui și să-i cerem lui să răspundă. Să nu lăsăm îngrijorarea, neliniștea și spaima să-i prindă rădăcini, să-și facă lucrarea în noi. Toate cele patru Evanghelii menționează un episod. O femeie care îl unge pe Domnul Isus cu un parfum foarte scump. Întreaga casă este umplută de mirosul acelui parfum. Dar acea femeie nu rostește cuvinte frumoase ca și David. Dar gestul ei are același efect, ca și gestul regelui lui Israel care se întoarce la Dumnezeu. Ea rămâne în istoria bisericii în contrast cu Iuda, vânzătorul. Așa cum David rămâne în contrast cu Saul, păcătozul care refuză să se întoarcă la Dumnezeu, refuză să se pocăiască. Și dacă noi suntem tentați să-L privim cu superioritate pe David, pentru că știm trecutul, știm ce scrie în cartea unul Samuel, știm păcatele, știm temerile, înseamnă că ne-am mulțumit să fim ipocriți care îi judecă pe ceilalți. Văd paiul din ochiul altora, dar nu ne vedem bârna din ochiul nostru. David scrie pentru că Dumnezeu s-a îndurat de el. David iubește mult pentru că i s-a iertat mult. Pentru că Dumnezeu i-a arătat bunătate când nu o merita. Și El ne cheamă să ne trezim, să ne întrebăm. Care sunt ocaziile în care am ratat șansa să-L onorez pe Dumnezeu când, viața, când, am trecut prin viață? David n-are nicio problemă să ne spună. L-am dezonorat pe Dumnezeu când l-am mințit pe preotul lui. Când mi-a fost frică de Saul, mi-a fost frică de oameni. Am făcut pe nebunul în fața filistenilor. Am plecat umilit de acolo. În toate locurile astea l-am dezonorat pe Dumnezeu. Dar vreau să trăiesc altfel. De acum încolo aș vrea să-l onorez. Dar noi, ce ne împiedică să-l onorăm pe Dumnezeu? Primul răspuns pe care îl ridică David este frica de oameni. Dacă zicem: Nu-mi e frică de oameni, nu mă tem de oameni. Toți știm ce e rușinea, nu-i așa? Rușinea de a mărturisi că suntem creștini. Sau mândria față de oameni. Tot o teamă de oameni. Doar că una înseamnă pasivitate, retragere, fugă. Alta înseamnă agresivitate, atitudine de superioritate față de cei din jurul nostru. Exprimări diferite ale fricii de oameni. Ce alegeri ridicole am făcut din frică de oameni? Când am mințit, când am fugit și trebuia să rămânem, să-L declarăm pe Dumnezeu, stăpânul nostru, ce ocazii am ratat pentru că ne-a fost frică de oameni, mai mult decât ne-am temut de Dumnezeu. Din această perspectivă, predica de pe munte ne avertizează că atunci când nu avem curajul să-L urmăm pe Iisus prin viață, inima noastră să fie sufocată de păcat, de mânie, de ucidere, de adulter, divorț, încălcarea jurămintelor și răzbunare. Și apoi urmează păcatele oamenilor religioși. Rugăciune, post, milostenie, făcute de ochii oamenilor. Nu din teamă de Dumnezeu sau din dragoste de Dumnezeu. Îngrijorări de tot felul. Criticarea răutăcioasă și distructivă a celorlalți. Cele din urmă ne spune Domnul Iisus, prăbușirea întregii vieți, ca unei case construită pe nisip. Dar David ne spune să lăudăm cu toții, să înălțăm cu toții, să înălțăm cu toții numele Lui. Angajamentul personal se transformă într-o invitație pentru toți cei care citesc psalmul, pentru toți cei care îl aud, pentru toți cei care îl memorează. Toți suntem chemați să ne alăturăm închinării Lui. Sufletul meu se laudă în Domnul, spune el. Dar, continuă, să audă și să se bucure cei smeriți. Să lăudăm cu toții numele Lui. Dacă ne-am uitat din nou pe hartă, la traseul pe care îl parcurge David, el se întoarce în țară. Se întoarce și ajunge în peștera Adulam. Se întoarce în mijlocul poporului său. Nu rămâne între filisteni după această experiență. În mod similar, noi nu venim la biserică pentru că aici e un muzeu de sfinți impecabil. Și știm că nici unul din cei pe care îi vedem nu are nicio teamă, n-are nicio îngrijorare, n-a făcut niciun păcat săptămâna asta. Ci venim ca să ne aducem aminte unii altora că cel mai bun lucru pe care îl putem face de acolo de unde suntem e să ne întoarcem spre Dumnezeu. Să ne încurajăm și să ne ajutăm unii pe alții. Să înălțăm numele lui, nu reputația noastră. Pentru că aici, dacă ne cunoaștem cu adevărat unii pe alții și nu fugim repede unul de lângă altul, știm ce a făcut Dumnezeu în viața celuilalt. Și îl putem cunoaște, știm ce a făcut Dumnezeu pentru ceilalți, mult mai bine decât izolându-ne și trăind de o mie de ori aceeași viață, în privat și izolați, în mijlocul bisericii îl cunoaștem pe Dumnezeu mult mai bine decât în izolare. Philip Evanson folosește analogia telescopului pentru a descrie îndemnul lui David, să înălțăm cu toții numele lui. Și spune felul următor. Când noi folosim telescopul ca să ne uităm la corpurile cerești, ele nu se schimbă în niciun fel. Când ne uităm cu ochiul liber și le vedem la distanță, Să ne uităm cu telescopul și le vedem de aproape, ele nu se schimbă în niciun fel, dar imaginea noastră despre ele se schimbă. În același fel când noi ne îndemnăm unii pe alții să înălțăm cu toții numele lui, înseamnă să lăsăm pe Dumnezeu să fie mare pentru noi, imaginea lui să fie clară pentru noi, să fie importantă în viața noastră. Asta înseamnă să înălțăm cu toții numele lui, să îl apreciem pe Dumnezeu așa cum se cuvine, să lăsăm să ajungă în centrul vieții noastre. Cum parcurgem drumul de la frică de oameni la încredere în Dumnezeu? În primul rând, recunoaștem teama de oameni. Consecințele alegerii noastre sau temerii noastre de oameni. Alegem să lăudăm pe Dumnezeu, dar ne întoarcem în mijlocul credincioșilor. Nu e o alegere privată, nu e o acțiune privată, ci împreună cu ceilalți care cred în Dumnezeu. Un om care s-a întors la Dumnezeu știe că în singurătate e vulnerabil. Nu mai rămâne în singurătate, unde păcatul învinge ușor, ci merge în mijlocul celor care vor să-L urmeze pe Dumnezeu, care vor să-L asculte pe Dumnezeu, nu se izolează. Și David ne încurajează să nu ne izolăm, cum s-a izolat el, ca să nu-i repetăm greșelile, să învățăm, să învățăm ceva din falimentele lui. Eu, spune David, l-am căutat pe Domnul. Și mi-a răspuns: Și ce face David nu este doar să ne spună mărturia vieții lui, ci ne învață să ne căutăm în viața noastră motivele de a-l lăuda pe Dumnezeu. Să ne aducem aminte ce a făcut Domnul pentru noi, care sunt lucrurile pentru care merită să lăudăm. Pentru că Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Să ne aducem aminte de ajutorul Lui. Și noi spunem la acest demers mărturie personală. Ce a făcut Domnul pentru mine? Lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi sunt pietre de aducere aminte, borne, care rămân valabile în viața noastră, la care ne putem întoarce pentru că le-am trăit, pentru că l-am văzut pe Dumnezeu atunci și acolo. Și ne ajută să-l onorăm pe Dumnezeu și mai departe, și astăzi, și mâine. Ele rămân valabile. Când David spune, el a căutat pe Domnul și el mi-a răspuns, și intrăm în dialog cu el, sau ne rugăm prin cuvintele lui, automat noi ar trebui să spunem, iată din ce temer mai a izbăvit Domnul pe mine. Iată la ce rugăciuni mi-a răspuns mie. Mi-a răspuns mie, Domnul. Acestea sunt motivele mele de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și asta ne ajută să facem încă un pas mai departe. După ce ne recunoaștem frica și consecințele ei, alegem să lăudăm pe Domnul. Ne întoarcem în mijlocul credincioșilor. Celebrăm, ne bucurăm de lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Ocrotirea pe care ne-a arătat-o în trecut. Răspunsurile pe care ni le-a oferit la rugăciuni. David ne vorbește după ce a bătut la mai multe uși greșite. Și în cele din urmă s-a întors. S-a întors la Dumnezeu. Și după ce păcatul a rupt sau frânt relația lui cu Dumnezeu, el se pocoește și se întoarce la Dumnezeu. Și el are convingerea că ce a făcut Dumnezeu cu el, poate să facă cu oricare dintre noi. De asta ne invită să-i împrumutăm cuvintele. De asta ne invită să ne rugăm prin rugăciunea lui. Și asta, această convingere e bazată pe experiența lui, pe Dumnezeul pe care el l-a întâlnit. Și el ne invită să îi împrumutăm cuvintele. Cei care privesc spre el se luminează, spune David, iar fețele lor nu se rușinează. Acest sărac a strigat spre Domnul, iar Domnul l-a auzit și l-a salvat din toate necazurile lui. Îngerul Domnului își așează tabăra. În împrejurul celor ce se tem de el și îi salvează îi salvează și apoi David spune gustați și vedeți că Domnul este bun vreau să ridicați mâna toți cei care ați vrea să privi, să primiți la masa de prânz așa ceva în exact aceeași formă Scrieți-mi un mesaj și o să vă trimit poza. Exact, această poză. Când David ne spune, gustați și vedeți că Domnul este bun, ne aduce aminte că noi nu ne săturăm cu o imagine. Nu ne săturăm dacă ne uităm la o emisiune culinară. Avem nevoie de o mâncare bună. Avem nevoie să o gustăm, să o împărțim cu ceilalți. În același fel, Dumnezeu nu e o carte, Dumnezeu nu e o întâlnire de biserică, un program? Dumnezeu nu e o religie? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt cele mai frumoase persoane din univers. Și ele nu pot fi cunoscute cu adevărat, decât într-o relație personală. Asta face David când ne spune, gustați și vedeți că Domnul este bun. Nu-i suficient să te uiți, trebuie să guști. Nu-i suficient să asiști, trebuie să intri într-o relație cu Dumnezeu. Și David a gustat bunătatea lui Dumnezeu. Când n-a meritat-o deloc, dar a gustat-o și a trăit-o, gustați și vedeți că Domnul este bun. Ferice de omul care se adepostește în el. Și avem nevoie de o astfel de încurajare. De ce? Pentru că alții ne spun, necazurile ne spun, Că viața e urâtă, că viața e amară, că nu merită să-l urmăm pe Dumnezeu, că inima noastră păcătuiește și se întoarce de la Dumnezeu. Avem nevoie să ne aducem aminte că Domnul este bun. Jonathan Edwards spune: E o diferență imensă între a admite că Dumnezeu e sfânt și bun, îndurător, și a fi cucerit de sfințenia și de frumusețea lui Dumnezeu. E o diferență între a accepta ideea că mierea e dulce și ai simți gustul. E o diferență uriașă. Experimentarea bunătății lui Dumnezeu e motivația puternică de a-L asculta. N-am meritat-o, dar am primit-o. Și m-a ridicat și mă ajută să-L laud pe Domnul. Și devine motivația să trăim în ascultare de El. Așa continuă psalmul. Temeți-vă de Domnul, voi, Sfinții Lui, că și ce se tem de El nu duc lipsă de nimic. Teama de Domnul înseamnă să fim dependenți de El, înseamnă să-L recunoaștem pe El ca stăpân, înseamnă să îl ascultăm pe El, să ascultăm poruncile Lui, înseamnă să recunoaștem că ideile noastre, metodele noastre, alianțele noastre, mai devreme sau mai târziu, vor eșua. Alianțele lui David au eșuat. Ideile lui au falimentat. Pui de lei duc lipsă și flămânzesc. Dar cei ce îl caută pe Dumnezeu nu duc lipsă de niciun bine. Până și pui celor mai agili, vânători, spune David, ajung să ducă lipsă. Dar cei care se încred în Domnul nu duc lipsă de niciun bine. De ce? Cei care se încred în ei înșiși și spun că sunt autosuficienți se încred în alți oameni, se duc la alți Dumnezei, își pună deștea în idoli pe care ei și-au construit. În cele din urmă sunt dezamăgiți. Cei care se încred în Dumnezeul veșnic au un adăpost, au un adăpost veșnic. Și David știe asta din propria experiență. Oare noi nu vom păți la fel dacă ne punem încrederea, ne punem încrederea noi înșine sau în alți oameni? Ce îți spui încrederea pentru următorii ani? primar? Consilieri? În europarlamentari? Da, trebuie să mergem să-i alegem. Dar și ei au nevoie de rugăciunile noastre, cum și noi avem nevoie de rugăciunile fraților noștri. Vă voi învăța teama de Domnul. Și de aici începe cântarea de înțelepciune a lui David, începând cu a doua jumătate a psalmului. Cultura noastră contemporană ne spune că dacă vrem să trăim o viață plăcută, să fim fericiți, trebuie doar să ne împlinim dorințele. Exact același lucru pe care l-a spus și diavolul în grădina Edenului. Dacă vrei să fie bine, nu o lăsa pe Dumnezeu să spună ce să alegi. Alege tu ce-ți place. Și iată care sunt opțiunile. Sunt aici să te ajut să spun care sunt opțiunile mai bune decât ce ți-o oferă Dumnezeu. Ani se mai spune că dacă ne vrem o viață lungă, avem nevoie și de bani și de putere ca să ducem o viață fericită. Dar David spune altceva. Avem nevoie de teamă de Domnul. Dacă vrem o viață cu adevărat bună. Cine este omul care dorește viața? Care iubește zilele multe? Și vrea să vadă bine? binele? Și David are un singur răspuns. Omul care se teme de Domnul. Omul care alege în permanență să se teamă de Domnul. Dar de ce nu putem fi fericiți fără să ne temem de Dumnezeu? N-ar fi mai simplă viața? Dacă nu ne temem de Dumnezeu, o să avem o grămadă de motive de îngrijorare. O să ne temem de orice altceva. Dacă ne temem de Dumnezeu, nu ne mai temem de celelalte lucruri. Teama de Domnul înseamnă să păzim poruncile Lui. Dacă nu păzim poruncile lui Dumnezeu, o să păzim poruncile diavolului. O să credem promisiunile lui. O să mergem pe urmele lui. O să devenim ucenicii lui. Dacă îl onorăm pe Dumnezeu prin dorințele noastre, prin gândurile noastre, prin cuvintele noastre, prin faptele noastre, înseamnă că ascultăm poruncile lui. Dacă nu, avem un alt stăpân. Dar Domnul Iisus ne spune că niciunul dintre noi nu poate avea doi stăpâni. El voi iubi pe unul și îl vom disprețui pe celălalt, îl vom urâ pe unul și îl vom urma cu adevărat doar pe celălalt. Răspunsul la bunătatea lui Dumnezeu înseamnă să-i răspundem în ascultare, să trăim într-o viață de, domn, de teamă de Domnul, să-i învățăm pe alții să se teamă de Domnul. Păzește-ți limba de rău și buzele tale să nu rostească înșelătoria. Întoarce-te de la rău și fă ce este bine. Caută pacea, urmărește-o. Atât David, cât și Petru care citează cel mai mult acest psalm în Noul Testament. Ne, învață că viața de credință nu înseamnă să nu avem probleme, să nu avem necazuri, să nu trecem prin suferințe din potrivă. Avem aceleași temeri ca toți oamenii. Și se mai adaugă ceva în plus. Se mai adaugă teama de a trăi ca și ucenicia lui Isus într-o lume care este ostilă. Cum parcurgem drumul de la teamă de oameni la încredere în Dumnezeu? Ne recunoaștem frica și consecințele ei. Alegem să lăudăm pe Dumnezeu. Ne întoarcem între credincioși. Celebrăm ocrotirea lui Dumnezeu. Dar învățăm și pe alții să se teamă de Domnul. Învățăm și pe alții să se teamă de Domnul. De ce? Pentru că ne spune David, Domnul răscumpără sufletul slujitorilor săi. Domnul răscumpără sufletul slujitorilor săi. Singura noastră nădejde, noi ce facem noi? Cât putem face noi? Ce poate face Dumnezeu? Că El răscumpără sufletul slujitorilor săi. Că le ascultă rugăciunile și le răspunde. Pentru că Domnul Iisus ne îmbracă cu neprihănirea Lui. Alternativa e să rămânem în păcatele noastre, cu consecințele păcatelor noastre, și Dumnezeu să ne devină dușman, să luptăm împotriva lui Dumnezeu. Ochii Domnului se uită la cei drepți, iar urechile lui aud strigătul lor după ajutor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce comit fapte rele, ca să le șteargă amintirea de pe pământ. Când strigă cei drepți, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și salvează pe cei cu Duhul zdrobit. De multe necazuri are parte cel drept, dar Domnul îi scapă din toate. El îi păzește toate oasele și astfel nici măcar unul nu îi va fi rupt. Răul va aduce moartea celui neprihănit, iar cei ce urăsc pe cel drept vor fi condamnați. Domnul răscumpără sufletul slujitorilor săi. Și nici unul din ce ce se adăpostesc în el nu este condamnat. Nu este condamnat. Și ăsta e ultimul pas pe care ne-l arată David. Încredete în răscumpărătorul. Puneți toată încrederea în Dumnezeu. În Dumnezeu. Și ăsta mi se pare cel mai greu pas. Cel mai greu pas. Pentru că întreține și repornește Întregul proces pe care David ne-l descrie prin acest psalm. Spre asta am avut întâlnirea de 20 de ani de la absolvirea liceului, și în drumul spre liceu vedeam absolvenții pe geamurile mașinilor clasonând pe străzile orașului. Ne-am reîntâlnit în curtea liceului cu foștii, foștii colegi și unul din primele momente ale. Festivității a fost un moment de reculegere pentru profesorii noștri care au murit între timp. Gândiți-vă la acest îndemn de acolo de unde sunteți acum. Încredete în răscumpărătorul. În adolescență și în tinerețe îl percepem ca pe o garanție că cineva va fi acolo să rezolve toate eșecurile noastre și să ne păzească visele. Când începeți să avem copii, Pare un tovarăș, un aliat cu îngrijorările noastre, că cineva o să facă ceva și pentru ei. La bătrânețe, încredete în răscumpărătorul, e o promisiune când corpul are tot mai multe limitări. Când obosește, încrederea că răscumpărătorul ne va salva sufletul e una din cele mai valoroase promisiuni. Că el nu obosește. Și că el este acolo. Salmii ne învață în mod constant că rugăciunea este răspunsul care rămâne în picioare în fața temerilor noastre. Că rugăciunea înseamnă să aducem frica sub autoritatea lui Dumnezeu și să-i cerem lui să facă ceva, să intervină. Credința este răspunsul nostru la teamă din inima noastră. Este recunoașterea faptului că avem nevoie de un ocrotitor. Că avem nevoie de un răscumpărător, cineva care să fie acolo, să meargă înaintea noastră, să meargă alături de noi. Să știm că putem fi ridicați prin bunătatea lui Dumnezeu. Frica de oameni e o pereche mincinoasă de ochelari. Pentru că îl face pe Dumnezeu să pară neputincios și orice altceva să pară mai important, mai puternic decât Dumnezeu. Distorsionează realitatea. David a învățat aceste lucruri pe calea grea, prin eșecuri, prin păcate, după ce a fi falimentat în mod repetat. Dar el vorbește ca un om uimit de bunătatea lui Dumnezeu, care ne cheamă să învățăm din experiența lui, să nu mai parcurgem inutil același drum, să ne oprim, să mergem spre Dumnezeu. Și David e credibil, pentru că ne prezintă viața de credință așa cum este, în mod onest. Dacă te apropii suficient de mult și ai doar puțină răbdare, o să descoperi teamă, o să descoperi păcat și încredincios și necredincios. Dar diferența este ce fac și unul și celălalt cu păcatul și cu teamă. Credinciosul le aduce la Dumnezeu, necredinciosul le poartă în inimă pentru întreaga viață. Și David ne invită să le lăsăm la picioarele lui Dumnezeu, să gustăm bunătatea lui, nu pentru că o merităm, ci pentru că el este bun. Și nu vă sună asta cunoscut? Dumnezeu ne arată bunătate când nu merităm. Când am putea pretinde că noi merităm bunătatea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu totuși ne -o arată și atunci când ne pocăim, ea devine copleșitoare și ne ridică. Care sunt lucrurile care te motivează să-L pe Dumnezeu? În esență, acest psalm ne spune două lucruri. Faptul că am gustat bunătatea lui Dumnezeu și că am văzut și pe alții gustând-o, experiența mea și experiența altora. E un răspuns pe care îl oferă acest psalm. Sunt mai bine de 20 de ani când am fost în casa unui om bolnav. Era credincios. Și am fost să-l vizităm împreună cu un grup de prieteni. Fusese diagnosticat cu un cancer care a evoluat rapid. Foarte rapid. Și a rostit o rugăciune pe care n-am uitat-o. Dacă închid ochii, îi văd chipul, îi aud vocea. Când a venit momentul să se roage, el a insistat să se ridice în picioare. Dar nu putea sta în picioare și s-a sprijinit de tocul ușii. Fiecare propoziție din rugăciunea lui a început cu mulțumesc. Mulțumesc. Niciun comentariu, nicio condiție pentru Dumnezeu, niciun reproș la adresa lui Dumnezeu. Și medicii au spus că mai are câteva săptămâni de trăit. Toți medicii la care s-a dus. Era tânăr, era căsătorit și avea o fată. Asta nu poate fi răspunsul unui om dacă e singur. E răspunsul unui om care a gustat din bunătatea lui Dumnezeu. Și a știut că Dumnezeu poate să-i răscumpere sufletul. Și și-a pus toată nădejdea în Dumnezeu. Și pentru mine a rămas dovada vie că bunătatea lui Dumnezeu poate fi lăudată oricând, în orice situație. Dumnezeu merită să fie lăudat. Dumnezeu ne poate izbăvi din toate temerile noastre, dacă le ducem înaintea Lui. Cum îl descoperim pe Iisus în acest text? În momentul în care rostim această întrebare în mod serios și -o auzim, auzim ce am spus, se rispesc toate iluziile, pe care, iluziile frumoase pe care le facem când citim acest psalm. Și avem impresia că e vorba de o descriere a unui concediu all inclusiv într-un colț de rai. Că Dumnezeu ne promite așa ceva. Ne oprește. Dacă am reușit Performanța, să citim psalmul și să ne vedem dorințele noastre confirmate de cuvintele psalmistului. Nu suntem lăsați să facem acest lucru. De ce? Pentru că Apostolul Ioan și Apostolul Petru îl citează în contextul în care noi n-am vrea să auzim. Apostolul Ioan îl citează la crucea lui Hristos. Apostolul Petru Citează de două ori și apoi face zece aluzii în prima epistolă la acest psalm, adresată unei biserici care trecea printr-o suferință cumplită. Apostolul Ioan, pentru că asta e cel mai scurt, citează următorul verset. Niciunul din oasele lui nu va fi zdrobit. Și un citat preluat din exod, repetat în numeri, și apoi în psalmul 34. Și asta ne arată că Ioan aduce împreună două teme foarte importante e mielul de paște și robul drept al lui Dumnezeu, ocrotit de Dumnezeu. Când Ioan spune, niciunul din oasele lui nu va fi zdrobit, el ne arată că se împlinește ceea ce ne-a anunțat la începutul Evangheliei. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este mielul de paște. Singurul vrednic, așa cum am cântat noi, de această lucrare, este cel fără păcat. Numai El poate ridica cea mai mare povară a lumii. Mielul lui Dumnezeu nu e o victimă pasivă. E cel mai puternic rob al lui Dumnezeu, fără pată, pus în slujba lui Dumnezeu, ridicând povara întregii omeniri. Dumnezeu vrea să împlinească toate lucrurile bune pe care noi ni le dorim din acest psalm. Dar ca să le facă, să ne răscumpere sufletul, el trebuie să plătească ceva. Și prețul iuriaș e prețul fiului său, este sângele fiului său. Și psalmul 34 e înțeles cu adevărat, doar în fața crucii. Doar atunci înțelegem de ce Dumnezeu este vrednic să fie lăudat, oriunde am fi noi astăzi. Pentru că El răscumpără sufletul slujitorilor săi. Aș vrea să vă invit să ne rugăm așa cum stăm, în tăcere, fiecare dintre noi. Și dacă îți știi temerile pe care încă nu le-ai adus la picioarele lui Hristos, consecințele fricii tale, adu-le acum. Alege să-L lauzi pe Dumnezeu din locul în care ești. Să-i spui că ți-e greu, dar vrei să-L lauzi. Și haideți să îi cerem răscumpărătorului nostru și ajutorul ca de astăzi să trăim onorândul. Haideți să ne rugăm.